După cum se vede astăzi, o să pregătim un muș de vită cu sos de trufe, cartofi noi și o salată de năut cu niște roșii coapte. Avem nevoie de muș de vită, năut, usturoi, roșii, lămâie, cartofi, rozmarin, cimbrișor, smântână și trufe. Pentru salata de năut vom folosi așa ulei de măsline, puțină sare, puțin piper, puțină zeamă de lămâie și vom amesteca. Înainte să vă apucați de preparat, fierbeți cartofii cam 3 sferturi. După aia îi tăiați în jumate și pregătim pentru a-i pune în tigaie. Același procedeu o să facem și cu roșiile, o să le tăiem în jumate. Luăm două tigăi, punem puțin ulei, așteptăm să se încingă uleiul, venim cu cartofii și mușchi de vită. Vom pune usturoi, cimbrișor, sare și roșiile ca să le coacem și puțin untă. Băgăm în cuptor la 200 de grade 15 minute. Punem usturoi, cimbru și unt. Un secret la mușchi, țineți-l 12 ore la frigider în ulei de măsline și sare. Personalul o să-l facă în sânge, eu mâncând carnea de vită foarte în sânge. Pentru sos avem nevoie de o lingură de pastă de trufe, venim cu smântână peste pasta de trufe și adăugăm sare, piper și puțină zeamă de lămâie și lăsăm să fiarbă. Cu acestea fiind spuse, preparatul este gata, vă urez poftă bună și spor la treabă!